În spațiul public au apărut în ultima vreme foarte multe informații, mai mult sau mai puțin exacte, despre modul de finanțare a campaniilor electorale, care se mai face, din păcate, după bunul plac al liderilor de partid. Cetățenii trebuie însă să știe că banii din campaniile electorale sunt din buget, adică din buzunarul nostru al cetățenilor și nu din buzunarul oamenilor politici, așa cum lasă aceștia să se creadă. Legii 334 din 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, contribuțiile pentru campanie electorală care pot fi depuse către candidat sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați, de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituțiile de credit. Conform articolul 48, care spune că în cel mult 90 de zile de la data alegerilor, autoritatea electorală permanentă rambursează partidelor politice pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile sumele aferente de cheltuielilor efectuate în toate circunscripțiile electorale, cât și cele efectuate la nivel central, în cazul în care s-au obținut 3% din voturile valabile exprimate la nivel național pentru fiecare dintre cele două camere ale Parlamentului. Curtea de Conturi a României a verificat modul de folosire a banilor în campania electorală de la alegerile locale, cauză pentru care decontările banilor folosiți la alegerile locale nu au fost încă decontați partidelor politice. Au fost mai multe modificări legislative prin care s-a prelungit termenul ăsta cu 30 de zile, plus s-a dat posibilitatea Curții de Conturi să verifice aceste documente. La rândul lor, partidele politice, atunci când împart acești bani de campanie electorală, ce spune legea că trebuie să facă? Dau așa pe ochi frumos sau sunt de anumite prevederi? Cum împart ce? Cum împart fondurile acestea de campanie? Legea prevede anumite procente pentru cheltuieli, foarte clare, în condițiile în care aceste procente de cheltuieli se încalcă, nu se mai conformeze, nu se mai rambursează acele cheltuieli. Dați-mi câteva exemple. Cât la sută? Deci, conform articolul 38, cheltuieli pentru producția și difuzarea materialului de propagandă electorală la radio, televiziune și presa scrisă în cuantum de maxim 40%, cheltuieli pentru producția și difuzarea materialului de propagandă electorală online în cuantum de 30%, cheltuieli pentru afișe electorale maxim 20% și e un întreg articol care spune asemenea procente. Din păcate, la nivelul formațiunilor politice există un mod discreționar de contractare a aparițiilor în media, care se află doar în pixul liderului județean al partidului. Populația trebuie să știe că toate cheltuielile de campanie electorală se decontează din bugetul de stat. Există formațiuni politice care au executat materiale de propagandă, afișe, flyere, apariții televizate doar prin firmele de casă ale partidelor.